Camelia, ce faci? Bine, ce faci? Cu tocurile? Am piciorul sclintit și mă doare în tu stai un pic să te întreb. De ce ai piciorul sclintit? Am venit. Am căzut pe scări. Stai un pic, Jador, că am o problemă. Ai căzut pe scări, piciorul sclintit. Da. De ce te-ai mai cocoțat pe tocuri? De ce n-ai venit în papuci? Așa, elegantă? Da. E cu coană. Salut și bine ai venit. Ai văzut ce face zahărul? Ai văzut că zahăr? Eu nu sunt de acord totul pe la băuturile alcoolice, adică... Nu, că acolo e bine. Bine? Acolo e bine. Păi uite, de asta consum, ca să, domnule, să fii bine. Da, așa eu cu cola asta nu știu ce să zic, că... De asta, băi, Jador, tu ai deci dreptate. Tu nu ești băiat prost. Pentru că atunci când ciocnești, cum se zice? Sănătate. Sau noroc. Nu, sănătate. Sau noroc, adică care moare primul. Sănătate. Nu, glumim. Hai, alcoolul nu-i bun, clar, nu-i bun. Hai, dăm teren. Ce să spunem? Când ai noroc, sănătate. Ne prostim noi, da. Bă, ne prostim mai și glumim. Haideți să luăm un loc aici, pentru că, fii atent, uite-te acolo cât zahăr, frățică. Și da, vrei să spun ceva? Nu, chiar și într-o eu, zi, dacă mergem la o terasă, bem amândoi două pahare de la de suc carbogazos, mai bei poate și un fresh, că să zici că îți hai energie. Dar nu beau fresh-ul. Eu știu că fresh-ul are cel mai mult zahăr. Cel mai mult, exact, da, cel mai mult zahăr. Dar știi care e povestea? Că înainte, nutriționiști la televizor, dacă căutăm niște înregistrări de acum vreo 10 ani, recomandau să bei fresh, care are multă vitamina C. Păi nu, îți ridică glicemia foarte repede și asta brusc, e foarte... Spike-urile acelea bruște. Foarte nașpa pentru organism, da. Exact. Ce faceți? Cum sunteți? Noi foarte, foarte bine. M-am certat cu... Cu Greta? Oamenii ăștia din spate. Doamna, îmi cer scuze, dar să știți că m-a ținut un sfert de oră în spate. Cine? Doamna Greta. Doamna Greta? Da. Păi, ai ce să faci, doamna Greta, asta e, doamna Greta? Sunați la poliție. Sunați, faceți o contestație. Doamna Greta, iată, acest... polițist. De la comunie, de la zi, de la comunitară. Pac, sectorul 2. Doi. Bun, fii atent. Ai eu unul. Sectorul nu, sectorul la noi aici 2 tu. Ah, ea a zis unul. Ah, păi ea stă la bogați, dar noi aici muncim în sectorul 2 la poliția locală, e Greta. Fii atent, hai să vorbim. Avem o provocare pe TikTok, voi o știți. Spune-mi întâi de toate ce faceți, cum sunteți? Ne suntem foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. Sunt foarte fericit. Cum ești, Camelia? Și eu sunt foarte fericită. Da? Gata? Da. Te-ai obișnuit cu lumea asta? Da, pentru că tu ai renunțat practic la o muncă a ta și la o viață a ta în străinătate și ai venit aici într-o altă lume, mai nebună. Mai nebună, dar frumoasă. Camelia, dar știi ce vreau să te întreb? Cât ai de când te-ai întors în țară? Cât are Camelia? Vreo 8 luni. Aproape 9 luni. Aproape. Pentru tine cum e? Că știi că ai și responsabilitatea ei acum. Eu am responsabilitatea tuturor. Da? E bine. Cei care vreți materiale de construcție, duceți-vă la tata acasă. La Răcătău găsiți materiale de construcție. Acum asta e un anunț pentru... Îi fac publicitate lui tata. S-a apucat pe construcție? Nu, am făcut un depozit de materiale de construcție, să fac publicitate, să duc oamenii acolo. N-am voie? Păi nu zic numele, cum sunt. Da, bune, că tu... Puteți să vă duceți, domnule, în sat acolo. Toată lumea muncește, clar. Jador, fii atent, facem provocarea TikTok. Lucrurile stau în felul următor. Nu știu, dar știți cum e. Închideți ochii și arătați de la unul la altul. Că dacă cui se potrivește, nu știu, întreb ceva. Și dacă ți se potrivește ție, arăți către tine. Dacă ți se potrivește surorii tale, arăți către ea. Știi, cu ochii închiși. Okay. Dar vreau să fie pe sinceritate maximă. Vă sincer, da? Sinceritate. Și dacă se potrivește, auziți sunetul de potriveală care este? Ok. Dacă nu se potrivește? Perfect. Mulțumesc mult, Radu. Să trecem la treabă. Să fie doar... Hai să vedem cât de bine vă cunoașteți. Închideți ochii și răspundeți sincer și corect. Da. Care dintre voi bea mai mult? Corect, am început ușor, Jador, da. Să testăm aparatul. Okay. Mai departe, cine minte mai mult? Corect. Camelia, rămânem corect? Da, eu da, spun corect. Tot, ascultă ce spun eu, n-am. Care spun... dintre voi doarme mai mult? Băi, deci oamenii chiar sunt bine de tot. Să detaliem un pic, adică ce înseamnă că doarme mai mult? Ferească Dumnezeu, doamne, dacă am văzut... Că am simțit că aveai ceva pe... Băi, și eu am dormit, că și eu am avut 20 de ani. Da, o dreacu că se dorm până la 5! Păi la 5! Eu dorm la 7 doamne, dimineața, vă dați seama că nu... Dorm până la 5! N-am văzut în viață. Nu am dormit la până la 5 niciodată. Până la 3, 4, dar lăsăm acum să trezea la 6, nu la 5. Ai, la 8 da. Mă trezeam. Ferească Dumnezeu. Dar de ce? Poate, păi, n-ai auzit că... De nu ce? Dorm noaptea, nu pot să dorm noaptea. Am o perioadă în care chiar nu pot să dorm noaptea.
Și zic eu că dacă bagă muncă, știi cum doarme, moartă doarme. Degeaba zici tu, că nu dorme. Adică tu zici că ea nu muncește ziua și noaptea își pierde noaptea. Adevărul și ziua doarme. Că e foarte fizic, așa, face curată în toată casa, nu știu ce, de astea, de fete, dar să se ducă să, nu știu, propriu zis, să aibă un program, să așa, să se ducă și ea la sală, să fac și ea, dar e puturoasă, stă cu șuncă aici. Dacă vrei, să, sucuri, dacă vrei să arunci cu apă către el, prost. Lasă că bei tu. Tu nu mănânci? Da. Prost. Eu mănânc fructe, mănânc da. Bine. În fine, cearta nu încerc tot mai încolo. Gata, stai la televizor. Da, e ceva, e ceva ce mocnește aici. Glumim, așa. Da, glumim. Exact. Să Ciucă, dă muzica un pic mai ușor, fundalul și haide să mergem mai departe. Da. Care dintre voi este mai supărăcios? Niciunul. Care dintre voi aplaudă când aterizează avionul? Corect. Care dintre voi petrece mai mult timp pe telefon? Adică? Stau non-stop, da, stau non-stop, stau. Păi și tu când mai muncești, Jador, dacă stai non-stop pe telefon? Păi fac bani! Pe telefon, Jador? Da! Are dreptate și sora ta, te iei tu de ea că ea doarme până la 5, dar tu stai pe telefon. Păi nu, eu stau pe telefon. Pe Instagram? Păi dorm până la 5, dar nu pe Instagram, că discut, trebuie să țin relații cu oamenii care îmi fac muzica, oamenii care îmi fac clipurile, oamenii cu concertele, trupa mea. Știi și stă tu mult cum pe TikTok? Da, stă mult pe TikTok, pe Instagram, bine, stă mult peste tot. Adică pierde timp. Adică pierde timp, da. Se mai uită și la tot felul de fete pe TikTok și pe asta? Acum nu prea, dar înainte da. Zii, mă, că mă uit, mă uit. Păi, acum nu prea te mai uiți. Ba da, mă uit. Mult. Acum, de ce nu se mai prea uită? Ai 4 zile care nu te-am văzut ochi în ochi așa, să văd eu ce faci pe telefon. Pentru că voi locuiți împreună. Da. Da. Au avut zilele astea cântări non-stop și nu prea am locuit. Da, când de mă bucur, mă bucur că am avut cântări non-stop, să nu mai stau cu ea așa des. A, la nu-i nimic, o să ne mutăm dacă dorești. Vrei să ne mutăm? A, ai văzut? Păi normal că tu ai... El tot timpul zice, hai că nu știu ce, că, că m-am săturat de voi, nu știu cum, vreau să plec și dacă zic vreau să mă mut, da, n-am nicio treabă, nu știu ce. Și acum? Normal, păi cine are grijă de el? Da, e vorba de grijă, e vorba că stai acolo singur și să fii pisic. Când are și iubita? Păi eu știu. Am. La câte nebunii are el în cap, nici el nu mai știe. Ne-a stat inima pentru o secundă. Ce nebunii are? Ne-a stat inima. Ce nebunii are? Ne-a stat inima pentru o secundă. Păi e nebun, se duce la distracție cu Bogdan. Ai zis să fim sinceri, da? Cine e Bogdan? Mocanu, prietenul lui cel mai bun. Bogdan Mocanu? Da. Și fac prostii? Mă, cam ei, ce, nu mă? Prostii în sensul, gen, bea, se distrează astea. Își trăiește viața. Da. No, nu trăiesc viața, dar de ce mi-a dat? Mergeți mai departe, să vedem. Cine a suferit mai mult din dragoste? Vrei să zici ceva? Acum nu mai sufer, a suferit. A suferit? Da. L-ai plâns când plângea? Da. Da, rău. Nu cred. Da. Adică plângea din dragoste? Nu dormea. Prostul. Nu dormea, l-a găsit plângând în cameră. Zic, ce ai, măi? Era 9 dimineața și el nu dormea și plângea la 9 dimineața. Ei, se mai întâmplă, ce? Dragostea e frumoasă. Bă. Se te vălea pe lângă canapea, pe lângă pat? Ei, nu, chiar, nu. Bun. Nu, cu, nu, da. De cum? Da. Plângea, bun, merge. După cine? Îți fătă-o cu mână în gură. Bun. Mergem mai departe. Care dintre voi a avut note mai proaste la școală? Nu, Ciucă, e corect. Nu, eu am greșit. Eu credeam că el. De ce zici că ea? Dacă îndrăzneai să spui ceva. Păi eu am luat numai premiul întâi, dracu. Am trebuit la facultatea, masterul. Asta s-a măritat. Dar tu cum ai luat numai premiul întâi? Vreau să știu. Nu știu nici eu. Mă pricep la copiat. Vreți să vă arăt o schemă de copiat? Copii! Nu acum. Facultate și master faceți. Mâncava-și gura voastră. Vreți? Ia, ce făceai? Rupea pantalonul și băga în telefon. Stați puțin, că vă arăt imediat. Păi zici, puțin rușinos, dar... Dar tu nu-ți dai seama ce faci pentru acum. Pentru binele societății! Dar tu nu-ți dai seama ce faci acum. Toți oamenii cărora le-ai spus că ai luat numai locul întâi, master, asta zic că apoi a copiat. Oamenii deștepți o să-și dea seama că trebuie să și înveți, nu? Dar eu mai glumesc. Deci, în primul rând, avem un șliț aici. Îl deschidem. Că te dezbrajate, așa? Pentru binele societății noastre, până la urmă. Copiii trebuie să învețe și ceva. Iei telefonul, îl pui aici. Bine, n-ai sacou, da? Deci sacou, așa.
Așa. Stai cu mâna aici. Tu aici ai textul. Referatul. Ce ai tu aici, da? Ai citit, pam, pam, când vine profa, pac, pac. Nu mai avem nimic. Ia observă că ai șprițul desfăcut, dar nu, pa. Când așa pleacă profa, tu scrie aici. Ia când a plecat, ai simțit, pam. Iar ai scos. Și uite așa, pe dragii mei, cu telefonul puteți la să ajungeți oameni de mari fără să... Dar nu poți să ajungi cu... Nu poți, te lasă cu telefonul la școală. Dacă îl bagă la șliț, ce mai găsești acolo? Ce mă controlează pe mine? Hai mă, fiți deștept. Hai să mergem mai departe. Voi. Care dintre voi mănâncă mai des șaorma? Asta mănâncă cel mai prost. Prost rău. Dar tu ești atent cu ce mănânci? Da. E atent? Da, e chiar atent. Păi cum să arăți așa altfel? N-ai cum. Pătrățirile astea se trețin greu, domnul Măruță. Aveți dreptate, domnul Jador. Cine e mai amuzant dintre voi? Eu sunt. Eu sunt mai amuzantă. Hai că aici chiar... Nu, hai că tu chiar... I-a zis ea, tu ai zis tu. Eu sunt mai amuzantă. Măi, jură-te că tu ești amuzant. Jur că zim tu... Zim-mi o glumă, că să moară ce până... Păi, dar tu faci glumii, dar n-au haz. Eu fac glumii și au haz. Adică... Ți-a tras-o aici. Eu fac glume care au haz, tu faci glume care n-au haz. Este? Da. Nu, păi e așa. Adică tu râzi la glumele lui? Râde ea la glumele ei, atâta. Nu e adevărat. Ea la, nu. Ea la glumele ei și eu la glumele deci, mele. Deci el face glume și râde doar el. Și mai râd și eu să nu fii singur, mă, știți? Dar la glumele mele râd mulți. Toată lumea de zi. Da. Dar de ce nu accepti că face glume mai bune ca tine? Dar da. Nu face. Ba da. Jur că nu face. Nu face. Da, faci. Bun, hai să mergem. Mergem mai departe. Care dintre voi are mereu dreptate? Nu cred, are mereu dreptate? Da, da. Cu tot. Deci până la urmă trebuie eu sunt creierul, până la urmă. I-am și eu uneori, dar nu le iau în considerare, adică... Hai să mergem mai departe. Care dintre voi este mai pofticios? Corect. Care dintre voi se îmbracă mai bine? Care dintre voi e mai dezordonat? Hai, arată! Arăți? A? De ce? Dezordonat, a? Fă! Nu cred. Nu mai pot, m-am suturat din. Dar am o explicație. Ia. Eu, când eram mic, mama mea nu m-a pus niciodată să strâng hainele. Deci, dragi părinți, aveți grijă că vă puteți crește copiii greșit dacă nu-i pune să strângă păi hainele, nu? Păi eu munceam afară, făceam toată munca de bărbat. Eu aveam acasă păi un minifer. Păi de-asta zic, că nu te-a pus să strângi hainele, drept dovadă? Nu, nu punea pe el, le punea tot pe noi. Păi le punea pe el, el făcea munca în casă, eu făceam munca afară, că tata era plecat la muncă, străinătate, cine să facă munca de afară? De... Da, și deci tu zici eu. Că ești dezordonat pentru că practic nu te-a învățat nimic. Practic eu făceam munca da, da, practic eu acum îl învăț să strângă și tot degeaba. Nu se prinde nimic. Nu știi cum e. Mai înveți calul la ham, bătrân, nu mai merge. Dar trebuie de ce să nu arunci tu hainele pe geam într-o zi? Păi tot eu trebuie să le strâng. Păi, că tot eu trebuie să le strâng după. Cine jură mai mult la nervi? Nu mai detaliem, da? Cine sfărăie mai tare? Care dintre voi se uită mai des la filme pentru adulți? Eu mor, mama. Te uiți la filme sau la seriale? Lasă, Jador, e ok. Când ești greu, tânăr și lasă că singur. Cine știe, cine amândoi odată. Lasă că cine știe ce prostie spui mai detaliat. Pui în dreapta. Hai să mergem la următoarea întrebare. Mergem mai departe, Jador, lasă, mergem mai departe. Care dintre voi, închideți ochii, ultima întrebare e foarte dificilă. Vreau să vă concentrați, da? Care dintre voi este mai deștept? E relativ. Care dintre voi e mai deștept? Eu sunt mai deștept. Am apăsat de greșit. Măi, fata ai 4 clase, e nebunii la cap. Măi, de ce zici că am 4 clase? 8, când 10, am 4? 12, nu știu cât ai, păi nu contează. Păi, de ce zici că am 4? Lasă-mă. Păi, și de ce vai masterul? Eu sunt mai deșteaptă oricum. E deșteaptă, dar corect. Pentru vârsta ei. Bă, e mai deșteaptă. E nu, deșteaptă. Dar de ce nu accepti că e mai deșteaptă? Chiar sunt mai nu, deșteaptă. Are o inteligență emoțională foarte... dezvoltată. Bine pusă la punct acolo, dar trebuie să mai crească un pic. Are 20 de ani, totuși. Hai să nu... Camelia, nu te lăsa. Îl confundăm responsabilitățile, dragă. Dar eu nu zic nimic, oricum eu sunt mai deșteaptă.
Cine ți-a zis așa ceva? Toată lumea. Te-o păcăli poate mama, eu știu. Nu e adevărat. Mama și mereu că sunt proaste. Dar lasă-o. Eu... Dar ea nu se lasă doborâtă. Bravo, măi, chiar dacă sunt proastă, eu tot pentru 20 de ani, e foarte deșteaptă. Dar să nu compara maturitatea mea la 28... Zici 19 ani! Tu, să fim serioși, hai! Hai adică să fim sinceri. Par mai copil. Da? Acum, dacă ea mănâncă proști și pare capabili, ce să-i fac eu? Să mănânce și ea ca lumea. Deci, am fost la o emisiune ieri. Da. Și m-au făcut toată ziua urâtă. Eu toată ziua îi zic că e frumos, el să fie bullying. Nasul îi zici că e supărat, rău. Nasul îi zici că e trist. Voi între voi... Ce faci? Voi între voi glumiți și chestiile astea nu vă afectează, nu? Nu, no. Râdim noi, așa, ni tachină. Da, mai facem mișto unul de altul. Bă, aveți grijă de voi. Practic am aflat că Amelia e mai deșteaptă și să rămână așa, Jador, te rog. Deci dacă și domnul Măruț îți pare rău, n-am. Păi ce se spune de Ioana? S-a hotărât. Întrebare pentru tine, Jador, înainte de a ne lua rămas bun. E finala în seara asta la Survivor 2023. Da. Cel care o să câștige, felicitări. Discurs de politician. Cel care va... Nu, dar tu cine crezi că va câștiga? Păi nu știu cine a fost măcar. Nu te-ai uitat la sezonul ăsta? Dar când naiba să mă enoasc că 4 zile n-am fost acasă? Am înțeles. Plus că eu stau pe TikTok și mă uit la fete care dă din pânt. Am înțeles. Asta e, bă, tate. Dacă tot termin masterul, adică e păcat să nu, e păcat să nu urmărești fluxul pe TikTok. Să nu vedem. Așa, Carmen Grebenișan, Dan Ursa sau Crișan? Este întrebarea. Lasă un pic, că nu mergem pe ghici. Noi mergem pe știință, inteligență artificială și chiar mai mult de atât și emoțională va fi adusă aici în platou. Este pentru prima dată când noi o să vă spunem înaintea finale care va fi în direct cine va câștiga. Păi deci, nasol? Păi bă, deci înainte să fie în direct noi le spunem oamenilor cine e. Păi nasol. E ca și cum spui filmul, cum spune asta filmul înainte. Am uitat aseară la un film. Fii atent. Deci finala e de seară în direct. Deci de seară în direct, de seară. Dar eu nu vreau să știu. Nu mă uit. Dar nu, mă uit la film, nu vreau să știu filmul dinainte, nu? Păi nu fii atent, e în direct. E prima dată când oamenii văd filmul ăsta. Păi și ca și cum tu spui deznodământul, e nasol. Păi da, dar noi, deci de seară o să fie în direct, iar noi o să spunem înainte de deci a fi în direct. Deci toată emoția e pentru cei trei oameni care câștigă. Și tu îmi iei tot puși, spui filmul dinainte. Nu vreau să știu. Eu vreau să mă uit la film. Asta spune filmul amănunt cu amănunt, nu poți să uiți la un film cu ea. Păi vezi, de asta nu vreau să mă uit păi la film. Păi dar să nici nu mă uit nici eu cu tine la film. Păi vezi?